Tiparul textual descriptiv. Material pentru clasa a șasea. Pentru început, îți propun să citim următorul text. Este vorba despre un fragment din cartea Pe drumuri de munte de Calistrat Hogaș. Sosisem, prin urmare, la Sihla, adică la acel loc pierdut în creierii munților, în care numai vulturul cu zbor îndrăzneț mai străbate, din când în când pe căile fără de urmă ale aerului. De jur împrejur, ca și cum s-ar ține de mână, stau munții cu piscuri înalte, peste care brădișul negru se întinde ca o imensă haină de doliu. Nici o pasăre nu-și îndreaptă zborul său rătăcitor spre sălbăticia și tăcerea de mormânt a locurilor acestora, unde iarba stearpă e fără de sămânță și unde numai brusturul de munte cu floare galbenă și lată cât podul palmei mai are curajul să se uite de pe creasta stâncilor înalte în prăpăstile negre și fără fund ce se deschid ca niște guri de iad sub picioarele lui. Să aflăm ce este textul descriptiv. Textul descriptiv este acel text în care sunt enumerate caracteristicile și trăsăturile unui spațiu, ale unui obiect, ale unei persoane, etc. Există două mari tipuri de descrieri. Descrierea de tip tablou, atunci când sunt surprinse caracteristicile unui colț de natură, ale unui spațiu sau ale unui obiect, și descrierea de tip portret, în cazul căreia sunt enumerate însușirile unei persoane sau ale unui personaj. Acest tipar textual poate fi găsit în diverse texte literare și atunci vorbim despre descriere literară de tip tablou sau portret, sau în texte non-literare și atunci vorbim despre descrieri științifice sau descrieri din texte de tip publicitar. Descoperim ce presupune tiparul textual descriptiv. Structura textului descriptiv presupune parcurgerea următorilor pași. În primul rând, precizarea temei descrierii. Apoi, punerea în relație, timp, spațiu, comparație. Apoi, prezentarea elementelor descrise și a caracteristicilor acestora. Și exprimarea unor impresii și stări transmise inclusiv prin intermediul procedeelor artistice, imagini artistice și figuri de stil. Iar acum să vedem cum se aplică această structură pe textul citit la început. Precizarea temei descrierii. Peisaj montan, așa cum ne dăm seama încă din titlul operei, Pe drumuri de munte. Punerea în relație, citez, la Sihla, adică la acel loc pierdut în creierii munților, în care numai vulturul cu zbor îndrăznesc mai străbate din când în când pe căile fără de urmă ale aerului. Prezentarea elementelor și a caracteristicilor acestora, munții cu piscuri înalte, brădișul negru, iarba stearpă, brusturul cu floare galbenă și lată cât podul palmei, prăpăstile negre și fără fund. Și exprimarea unor impresii și stări, uimirea, sălbăticia și tăcerea de mormânt a locurilor este citatul din care putem deduce uimirea și teama care rezultă din comparația prăpăstile ca niște guri de iad. Iar în final îți propun o activitate individuală. Spor la treabă!